Dar rebelii nu erau deloc puși cu botul pe labe. Și faptul că din instituțiile rămase încă neocupate erau, când vroiau să le ocupe, primiți cu gloanțe, nu le spunea nimic. Presa lor de seară parcă urla. Blestemata hidră masonică își arată colții prin rânjetul sinistru al jidovitului Rioșanu. Achim Moromete se opri din citit chiar la această frază. Era acasă la el pe calea Văcărești și se pregătea să mănânce. Deși auzise cu urechile lui că în oraș se trage, nu-și părăsise consumul lui alimentar din obor decât seara târziu, dar cumpărase un ziar să-l citească acasă și să-și dea seama ce se întâmplă. Achim Moromete nu era însurat, dar trăia de câtva timp cu o fată căreia îi spunea totuși nevastă, ca un țăran care face formele la oficiul stării civile, abia după câțiva ani, după ce s-a convins că n-a făcut o neghiobie, adică a luat una cu care nu se potrivește sau nu se ține de casă sau dracu mai știe ce poate să mai iasă din ea. Încă 2-3 ani stai așa. Poți să faci și copii care pe urmă la nunta ta pot fi destul de mari ca să-și aducă aminte că au văzut-o pe măsa mireasă. Fata cu care trăia Achim nu era țărancă de origine ca să înțeleagă toate acestea, dar pe vremea aceea, în București, era cunoscut în toate straturile sociale cuvântul concubinaj, care exprima o realitate consfințită ca un fel de a doua stare civilă, atât era de răspândită. Fata acceptase deci cu ușurință să devină femeia acestui tânăr negustor din obor, care îi plăcuse prin voința pe care o aduce cu el de la țară, de a-și face un rost, deși era atât de tânăr. Era adică un om serios pe care te puteai bizui și nu unul care după 3 luni te lasă și se plimbă cu alta. Și nu se înșelase. Angela, așa o chema pe fată, era frumoasă și foarte săracă. Nu avea nimic în afara salariului ei de țesătoare, care nu era nici el prea ridicat, fiindcă abia învățase această meserie. Era mică și de curând părăsise casa tatălui ei cu 4 copii, muncitor calificat la lemetru. Se cunoscuseră chiar la obor, când fata intrase în micul consum alimentar al lui Achim. Ștefan o văzuse de câteva ori și îi plăcuse de ea și aproape că îi părea rău că Achim nu o lua hotărât de nevastă. Ai putea să o pierzi, îi spuse el de față cu ea și atunci Achim o luase pe fată de gât și trăsese de ea silind-o să se învârtească jur împrejurul lui ca un titirez, în timp ce îi răspundea lui Ștefan, pe cine? Pe Angela asta mea s-o pierd? Păi nu găsesc alta. Fata râdea. Aveau 2 camere într-o casă cu un singur etaj. Proprietarul ocupa și el 2 camere jos, într-o curte destul de mare, în spate să țină o rătănii, în timp ce zidul opus creștea chiar din trotuar fără grilaj. Achim și concubina lui treceau printr-o curte și urcau la ei pe o scară complet separată. Ea spăla bine această scară, ca și odăile pe care le închiriaseră și le aerisea tot timpul, chiar și iarna, spre deosebire de proprietar, care era un bătrân cam sordid, părăsit de copii. Îl vizitau așa, din an în Paști. Soția lui bătrână avea un aer de cotoroanță sub care se ascundea însă o ființă care păstra din tinerețe amintirea unei femei, ea era aceea, nu numai fără prejudecăți, dar care se căsătorise de vreo 3 ori și nu ajunsese să se uite urât tocmai ea la o fată care trăia în concubinaj. Treaba ta, îi spusese, riscul e să rămâi borțoasă și să te lase cu copilul în brațe. Nu o mă lasă el, răspunse fata, cu o veselie al cărei secret îl știa numai ea, și mai adăugase. Și cu acte, dacă e să te lase, tot te lasă, chiar dacă ai un copil în burtă.
Asta așa e, răspunse proprietărea sa. Totuși, într-o zi, poți să-i spui dacă te țin cu relele. Mă iubești? Da. Atunci ne căsătorim. Nu vrei? Adio. Înseamnă că nu mă iubești. Fata râsese cu nepăsarea oamenilor naturali care nu iscălesc o hârtie privind soarta lor decât siliți de împrejurări cu totul străine de adevărata lor viață, mai ales când nu există avere la mijloc. Atunci devin cumpliți. Hârtie care nu valorează pentru ei mare lucru. Trăiau mereu bine și asta nu pentru că fata se străduia. Se potriveau. Când Angela a văzut că Achim nu citise decât un rând din ziar și se oprise, o pufni râsul. Îl cunoștea. Dacă citea mai mult, îl durea capul. Cine măsie roșianul ăsta? Făcu el, zgâlțâind ziarul ca și când ar fi vrut să scuture din el, în felul ăsta, înțelesul care îi scăpa. Blestemata hidră masonică își arată iar colții, repetă Achim. Bă, muman, nici cu ăștia nu mi-e frică, ha? Și zvârli ziarul și se uită la concubina lui triumfător. Ei doi, el, adică în primul rând, fiindcă ea era un copil, era mai presus de toate acestea. Cum? Simplu, fiind mai prejos, jos de tot, nu sus unde sunt vârtejurile. Că pot să treacă și peste tine? Ei, na, sigur că pot să treacă, dar întâi să te nimerească, adică să fie acolo pe unde trece el bezmetic, fiindcă lumea e mare și e loc să treacă și prin altă parte. Al doilea, când vine, te poți agăța de ceva sau te poți piti, n-o să stai ca prost în picioare, te trântești la pământ, că n-ai galoane, îți vâri fața în pământ. S-ar putea să rămâi acolo? Aia e! Ce ești primul? Și Achim izbucni în râs, fără să-i spună fetei de ce, dar ea râse cu el ca și când l-ar fi înțeles. O trase aproape de pat, în timp ce tigaia sfâria pe plită și o ocroti sub brațul său, legănând-o ca pe o fetiță ce era, având încă pe chip și o expresie elocventă ca și când ar fi arătat cuiva o dovadă. Nu era... Nu era ea frumoasă? Și nu era a lui? Mai vrea cineva ceva? În filatura ei ea muncește. El face negustorie. Mare, mică, asta e. Nu stă, nu fură, nu-și bea banii. Cum au spus unii în sat mai anii trecuți, tâmpitul ăla de scămosul care l-a văzut într-o zi de gât cu servitoarea aia popii, se îmbătase și el odată și ce. Singurul lucru de care îi pare și lui rău acum e că nu i-a spus măcar el, Achim, care era mai mic, lui taicăsu, o vorbă bună. Și să nu-l fi lăsat să plece așa întristat și dând din mâini și spunând că și-a luat mâna de pe ei. Cuvinte care dacă stai să te gândești la ele... Înțelegi ce spune Ștefan, că nu era lui bine în sufletul lui când le spunea, dar ce se mai putea face? Adică ce-ar fi vrut? Să-și o țină mâna aia mai departe pe ei? Nu se mai putea. De mult ar fi trebuit și el să-și dea seama că trei copii pe 6 pogoane și o casă cu 9 inși în ea nu era o soluție. Trebuiau să plece. Că el n-a înțeles și n-a vrut, cine e de vină că au trebuit să fugă cu caii și cu oile și al de paraschiv să mai bage și mâna în chichița lăzii? Rău, dar ce era de făcut? Cu ce să fi început, singur cum erau, fără un ban în buzunar? Să știi, zise fata, că poți să-i scrii. Și să le spui și lui Nea Paraschiv și Nilă să scrie și ei câte o scrisoare tatălui vostru în care să spuneți una, alta, vorbe bune. E păcat că l-ați lăsat să plece așa. N-aveți doi tați. Achim își păstră mai departe pe chip expresia aceea preocupată pe care o avusese prima oară când îi povestise Angelei
toată istoria, expresie care, revenind, o făcuse pe fată să-i ghicească gândurile și nu-i răspunse multă vreme. Dacă ar fi după mine, continuă ea, ne-am urca în tren într-o sâmbătă și ne-am duce noi doi acolo în sat, pe la el, să-i arătăm că ținem la el. Nu mi-ar fi rușine. Să spun drept, nu e bine să te mai iei după Neaparaschiv. Ce rost are? Treaba lui, dacă nu poate să uite bătaia pe care i-a tras-o taică-su înainte de a fugi. Și pe Neanilă l-a bătut. Și uite că el a uitat de mult. Achim rupse tăcerea. Și Paraschiv a uitat, zise el pe gânduri. Dar nu trebuia atunci să bem. El când bea, începe să fiarbă, indiferent cu cine e la masă. Cu scrisoarea e așa. Noi i-am scris în toamnă cuvinte bune, cum spui tu, nu mai ții minte? Paraschiv și Nilă au băgat în plic și fotografii cu muierile lor de gât. Da, sigur, și pe mine nu m-ai lăsat, zise fata. Nevastă, zise Achim grav, se apropie ceasul, ți-am mai spus. În primăvară facem formele și atunci ieșim în lume, adăugă el, ca și când Bucureștiul ar fi fost al lui și după căsătorie urma să o arate pe Angela bucureștenilor. I-a spus și lui taicătu, în martie căsătoria, la moși nunta, ne trebuie bani. Știu eu, zise fata, dar vreau să spun... Nu mă iau după Paraschiv, continuă Achim, ștergându-se la nas cu primul deget al mâinii, un gest reflex care îi rămăsese din sat de când era mic. Nu-l mânca nasul, ai fi zis că gestul îl ajută să-și adune gândurile. Dar în momentul ăla, continuă el, nici eu nu mai știam ce să zic. Cum adică, după atâția ani și după ce de bine de rău ne-am făcut fiecare un rost aici la București, să ne întoarcem iar în sat și să mâncăm 9 inși dintr-o strachină? Fiindcă așa am trăit noi până ne-am făcut mari, dar și după ce ne-am făcut mari, aia e. Nu e o simplă vorbă pe care ți-o spun, așa e. Ce rost ar fi avut? Unde să fi stat dacă ne-am fi însurat și cu ce să-și fi făcut fiecare casa lui? Un om trebuie să aibă o casă, exclamă Achim. Bine face Paraschiv că adună bani și noi trebuie să adunăm, nu? În casa ta faci copii, îi crești, îi înveți și ce ne dădea tata? Odaia în care țineam grâul. Aia era, alta n-avea. De ce n-a muncit el înainte, când eram mici, ar fi avut un rost? Poate că tot muncind așa an cu an, am fi ajuns și noi ca alții să ne cumpărăm locuri de case și un pogon două să ne ajungă. Dar el n-a muncit. Ne-a crescut, nu zic nu, dar nu ca alții, care cu mai puțin de 15 pogoane cât am avut noi, împreună cu ale mamei noastre de-a doua, au făcut copiilor un rost și n-au stat la poartă pe podișcă să se uite cum trece lumea pe drum, fiindcă așa făcea. Te întrebai cum nu i se ura de atât a uitat. Ce să vezi la un om? Se mira Achim. Om ca toți oamenii, cu nas, ochi, gât, urechi, ce poate să fie altceva? Nu, pentru el era cine știe ce, să-l fi văzut cum se uita. Ai fi zis că ăla pe care lua el în primire, cu ochii de departe, e un ghimbașă și nu un simplu țăran de sculț și cu izmenile rupte. Intra cu el în vorbă, ce să spun, nu se mai văzuseră de dimineață. Și ce faci Stane, ce faci Gheorghe, cofii, copății, dandana mare... Scoteau tutun și te uitai la ei din curte cum vorbesc, ca și când mare brânză ar fi avut să spună unul altuia, mai ales dacă mai venea încă unul tot așa, să stea la taifas, că încolo nu mai aveau nimic de făcut, le terminaseră pe toate. A fost bine pentru el,
pentru noi cum avea să fie bine. Da, Achime, zise fata, așa este, dar sunteți copiii lui. Asta am înțeles și eu. Are dreptate, Ștefan, dar nu se poate ce vrea el. Sigur că nu se poate, dar Nea Paraschiv ar face bine să nu mai bea, fiindcă din pricina lui v-ați purtat toți urât cu tatăl vostru, v-ați luat după Paraschiv. Nici mie nu-mi place cum arată când bea. Ții minte în ziua aia când am fost pe la el și m-a înjurat și mi-a zis, fă! A glumit și el, zise Achim râzând. Dar fata ieși de sub brațul lui și îi răspunse fără ranchiună, dar și fără cruțare. Mie nu-mi plac glume de-astea. Fă, n-are decât să-i spună țigancii lui și să o înjure cât vrea. Mie să-mi spună domnișoară, că asta sunt pentru el și când o să-ți fiu nevastă, sunt cumnată. Cumnată să-mi zică, nu fă, și nici să mă înjure. Ți-o spun ca să știi. Să nu te mire sau să ți se pară nu știu cum când o să-i o spun și lui în față. Fă, ia vezi, că acum nu te mai iau. Ei, nu mai pot eu, că nu mă mai iei tu. Zise ea, totuși potolită. Fiindcă glumind, el o aproba în acest fel, altfel s-ar fi supărat. Foarte bine, soția fratelui trebuie respectată. Gata, masa nevastă, schimbă el discuția. Gata. Păi atunci ce facem noi aici? Fata scoase dintr-un dulap mic și aduse pe masa pe care așternuse o față de pânză cu broderii în formă de struguri, o farfurie cu varză acră care nota în zeama ei, o franzelă și tacâmuri. Lua apoi de pe plită tigaia cu carne de porc tăiată în bucățele mici, adică în jumări, cum îi spunea el că îi place și care de mult umpluse odaia cu mirosul ei ațâțător, puse farfuriile și începură să mănânce. Achim înfuleca direct din tigaie. Din când în când băga lingura în strachina cu varză, căuta zeama acră și sărată și sorbea. Îi cam plăcea mâncarea lui Achim. Nu se îngrășase, dar ceva tot apăruse. La nici 25 de ani, claviculele lui abia se mai vedeau și gâtul îi se îngroșase sub bărbie cu o beregată mare care ieșea înainte. Avea însă un obraz rotund cu trăsături de flăcău, care îl făcea să arate mult mai tânăr decât era. Dacă la această vârstă cât avea el, 5-6 ani în plus sau în minus puteau fi observați. Iar sub coșul pieptului, nu avea niciun fel de rotunjimi, cum ai fi putut crede uitându-te la gâtul lui. Avea burta subtă. Deodată, de undeva, un zgomot de geamuri sparte trosni în fereastră cu violență, tresăriră, apoi săriră în picioare și deschiseră geamul. Fusese un zgomot de distrugere care se repetă. Se uitară de-a lungul străzii pustii și prost luminate. Un camion oprise în dreptul unei case și se vedeau oameni forfotind. Ce era? Ce se petrecea? Se vedea clar. Ei loviseră în geamurile acelei case și acum spărgeau ușa cu rângile. Achime, mi-e frică, zise fata. Cine-o fi? De ce sparg? Achim nu-i răspunse. Cu o privire limpede și lacomă, se uita să vadă ce o să se întâmple, ca și când întreaga lui ființă ar fi avut nevoie să vadă ce există, tot așa cum avea nevoie de hrană. Intră în casă, zise el. Dar fata nu intră. Curând, ușa fu spartă și nu trecu mult și atacatorii, după ce dăduseră buzna înăuntru, se întoarseră trăgând după ei de guler inși pe care îi sileau cu lovituri de armă să urce sus pe platforma descoperită a camionului. Unul era în pijama, nu fusese lăsat să se îmbrace. Ceilalți, printre care și un bătrân, apucaseră să ia ceva pe ei. Bătrânul se mișca greu, nu se putea urca sus. Fu îmbrâncit cu înjurături, mână, jidane, apucat de cap și de picioare și aruncat sus ca un sac.
Motorul mergea, dar nu plecă. Alții indivizi între timp dăduseră foc casei. Se întoarseră cu bidoane goale și urcară. Camionul demară. Scena durase puțin și fusese aproape mută. Cei luați în mod straniu nu scoaseră țipete, nu se apăraseră, nu se zbătuseră. Numai flăcările care urcau încet spre geamurile de la etaj erau o dovadă pentru cei care, ca și Achim și fata lui, se uitau printre crăpăturile ușilor și ferestrelor că tot ceea ce se petrecuse, se petrecea a Ievea și nu era o halucinație. Nu sări nimeni să stingă flăcările care ardeau, parcă într-un oraș mort. Achime, ce se întâmplă? Unde îi duc pe oamenii ăia? Spuse fata, închizând fereastra. Nu-i mai era frică nici ei, dar în privire îi apăruse îndoiala. Și dacă nimereau la noi? Nu, zise Achim. Proprietarul nostru nu e jidan. Și ce o să le facă? Ce crezi? Îi împușcă? Aia e, ai ghicit, zise Achim. Dar de ce? De ce crezi? Și Achim își arătă capul, îl ciocăni. Sunt nebuni? Zise fata. Mai rău, îi spuse Achim. Dacă s-au ridicat ei chiar contra șefului statului, ăla o să pun armata pe ei și o să-i omoare pe urmă și pe ei toți. Cred că mâine dimineață n-o să mai auzim de ei. Un prieten de-al meu din obor, continua Achim, dând farfuria la o parte, nu, că o să mă fac legionar. Mă, băiete, zic. Și aici glasul lui Achim căpătă o tonalitate ca atunci când vorbim de o mare și groaznică primejdie. Mă, băiete, nu te băga în chestia asta și leapădă dracului cât mai e timp cămașa aia verde și centura de pe tine, fiindcă, și aici glasul îi deveni bătrân, nu te văd bine. În nici 3 luni se termină cu ei, fiindcă nu trăiește nimeni cu pistolul în spate. Acum, uite, numai că... Și Achim nu mai zise nimic. Ar fi vrut poate să spună că până să se termine cu ei, mai aveau timp să facă ce au văzut adineauri. Rămăsese nemișcat, cu privirea sa limpede, neclintită. Ai fi zis că un gând neașteptat îi tăiase glasul și uitase să mai vorbească. Fata încerca să-i ghicească acest gând, dar de asta dată expresia lui nu-i mai amintea de nimic cunoscut ei. Nu i-o mai văzuse niciodată. Achim însă nu era stăpânit de un gând, ci de o stare, al cărei înțeles nu se traducea nici în mintea lui prin cuvinte. N-ar fi știut, dacă ar fi fost întrebat, să spună ce simțea. Te gândești că tu te-ai fi născut să trăiești și să vezi tot ce se întâmplă fără să pățești nimic? Ar fi rămas uluit. Nu, cum, de ce? Dar acesta era sentimentul adânc care dădea înțeles vieții lui. Vezi, mâine nu deschide, stai acasă, zise fata foarte decisă. Să nu te întâlnești pe stradă cu vreunul din ăștia și, cine știe de ce, să te omoare. Achim ridică spre fată o privire care nu vedea. Se uita totuși la ea lung, apoi privirea ei se bulbucă treptat, arătând ca și când ochii ar fi ieșit din orbită de furie. Să mă omoare? Făcu el. Pe mine, mă? Eu, mă? Cum? Pe el? Achim Moromete? Marele Achim din Siliștea Gumești? Da, pe tine, zise fata. El se frânse atunci pe spate de indignare, își reveni, își lovi genunchii cu palmele și zise. Semăna în acest gest, fără ca el să știe, cu tatăl său părăsit, al cărui fel de a fi îl privise de mic copil fără înțelegere. Acum, acest fel de a fi vorbea prin el.
Cum fă?" exclamă el. "Tu nu știi că eu sunt scutit în păr?" Ea râse deodată, înțelegându-l. "A, sigur că da, uitase, el era scutit. Nu știa cum în păr." Ăsta era unul din multele lui cuvinte de la țară pe care nu le pricepea. "Da, scutit era clar." "Achime, nu glumi," îi zise. Achim întinse atunci mâinile spre ea. Nu era la el un gest care să însemne ceva mai mult decât o crotire. Dar ceva se întâmpla îndată ce o lua în brațe. Ea veni și el o culcă pe pat. Nu mângâie. Se uita la ea, la chipul ei de aproape, lovit parcă de o mare nehotărâre. Asta i se întâmpla totdeauna. Își pierdea graiul și rămânea multe minute ca și când ar fi fost lovit în cap pe la spate. Îi venea s-o mănânce și nu știa ce să facă. Și pe urmă, deodată își aducea aminte și se repezea asupra ei ca un lup. Așa a făcut și acum. O iubi cu aceeași violență care parcă nu era a lui. Păstra pe chip o expresie de uluire. "Da, iată," parcă spunea. "Fata asta, tiu, de la ea vine totul. El, la început, nici nu s-a gândit. Da, de la brațul cu care se încleștea de grumazul lui, de la sărutările ei ca focul, zvârcolirile ei care l-amețeau." Afară în noapte, de pe Valea Văcărești și Dudești, alte case erau golite de evrei, jefuite acolo unde erau prăvălii, incendiate și victimele urcate în camioane și duse spre o destinație de unde n-aveau să se mai întoarcă. Cine ghida aceste ridicări? De unde știau legionarii cu atâta siguranță în dreptul cărei case să se oprească? Desigur, nu erau luați toți evrei din acest cartier. Cineva, deci, avea o listă de adrese. Ce ieșea la iveală? Ura împotriva evreilor, care făcea parte din mentalitatea acestei mișcări extremiste și care până atunci, până a nu fi venit la putere, mocnise în sufletul legionarilor timp de aproape două decenii, ținută oarecum în frâu de general, după luarea puterii, se dezlănțuia acum în această noapte liberă de orice opreliști. La câteva sute de metri, în linie dreaptă de casa în care Achim își îmbrățișa femeia, un copil, bolnav de scarlatină în casa bunicului său, stătea îmbrăcat cu paltonul pe el, apoi era dezbrăcat și vârât sub plapumă, apoi iar îmbrăcat. Maică-sa umbla șchiopătând prin casă, aruncând priviri neliniștite pe geam, prin care jocul reflexelor arătau că de jur împrejur casele ardeau în flăcări. "De ce șchiopăta mama?" se întrebă copilul curios și ar fi întrebat-o și cu glas tare, dacă febra nu i-ar fi dat iluzia ca și întrebat-o, că o și văzuse și că el știa de ce, numai ea se zăpăcise și nu părea să-și dea seama de unde îi venea șchiopătatul. Când se auzise cum afară geamurile erau sparte cu violență, ea își scosese un inel din deget, îi cunoștea acest inel, când îi săruta mâna îi vedea briliantul și îl vârâse într-un pantof. Pe urmă se încălțase cu acest pantof, pe urmă se repezise să-l îmbrace pe el, iar să fugă cu el. Dar unde? Tatăl încerca să o liniștească. "Stai liniștită," îi spunea. "Nu e nimic de făcut. Poate nu vin aici." Dar curând ușa a fost spartă dintr-o singură lovitură și în casă năvăliră legionari cu pistoalele în mâini. "Îl luați numai pe el," ordonă unul din ei. În clipa aceea, copilul îl văzu pe taică-su cum își duce mâna în buzunar și apoi imediat la spate, amândouă mâinile, și se înghesuie între șifonier și perete.
se auzi un zgomot. Cădea ceva, dar legionarii nu auziră nimic și îl îmbrânciră pe om afară. Totuși, după 2 ore, el se întoarse și povesti cum scăpase ca prin minune. În stradă, în timp ce se pregăteau să-l urce împreună cu alții în camion, apăruse mergând puțin cam împleticit popularul actor C.G., care, vesel nevoie mare, ca și când ceea ce se petrecea era ceva sărbătoresc, se amestecase printre legionari și îi felicita. Bravo, băieți! Dați înainte! Ah, Moscovici! Strigase el când îl văzuse. Tu vino cu mine să bem un șpriț! Și îl luase de gât și se îndepărtase astfel cu el cântând Sfântă tinerețe legionară. Se cunoșteau de 20 de ani. Între lumea teatrelor și lumea presei nu era un zid, dimpotrivă. Știa el ce îl așteaptă pe ziaristul Moscovici, om de stânga, trecut desigur pe lista celor care urmau să fie exterminați, pândise clipa și se prefăcuse beat, iată că îi reușise. Legionarii îl recunoscură și știau cumva că era un legionar important, dar era? N-a reușit să afle, nici n-a încercat. S-a lăsat dus de el într-o cârciumă, unde, într-adevăr, de asta dată, marele actor s-a îmbătat tun. Și spunând acestea, tatăl rămase apoi tăcut. Se gândea la ceva. Da, își aminti. Se duse în colțul dintre șifonier și perete, unde se chircise mai înainte, și dădu șifonierul la o parte. Scoase de acolo un obiect masiv, o tabacheră de aur. Tată, zise băiatul, am văzut când ai aruncat-o. Și mama, se lăudă el, spunând ceea ce văzuse că făcuse și mama. Și cu toate că era atât de mic, înțelese de ce. Dacă scăpau, să nu piară apoi de foame. Auzise ce spusese bunicul. Au venit vremuri grele pentru neamul lui Israel. Camioanele soseau pe un loc viran din fața abatorului, erau descărcate și începeau de îndată uciderile. Apoi camionul pleca și sosea altul. Ai fi zis că această activitate tăcută nu avea în ea nimic sinistru. Oamenii coborau liniștiți, rudele își dădeau mâna să nu cadă, săreau și mișcările lor erau firești. Așa cum sar în general oamenii care au făcut o călătorie de ocazie, au ajuns la locul unde aveau ei treabă și se dau jos. Mai rămânea, înainte de a se duce fiecare în ale lui, să-i mulțumească șoferului pentru că a fost amabil și apoi să se îndepărteze. Deodată însă farurile se aprindeau și îi orbeau, duceau mâinile la ochi. Era ultimul lor gest. O mitralieră izbucnea de undeva din întuneric și îi secera în câteva secunde. Indivizi cu pistoale în mâini se apropiau după aceea de ei și trăgeau în cei care mai trăiau încă. Nu scăpa nimeni. Sadicii, cei care nu erau doar asasini, lepădăturile speței umane care înotau în masa legionarilor ca peștele în apă, nu se mulțumeau numai cu atât. Umileau apoi acești morți, îi târau în abator și cu rânjete infame îi agățau în cârlige. Bucureștenii nu știau nimic. Stăteau închiși în apartamentele lor și credeau și ei, stingând luminile veiozelor și adormind, așa cum credeau și Achim Moromete, și Ștefan, și Nichi, că a doua zi, când se vor trezi dimineața, generalul îi va anunța prin ziare și la posturile de radio că acest coșmar, care începuse în septembrie anul trecut, a luat sfârșit.
și că legionarii, cu cântecele lor tenebroase, care proslăveau moartea, de care nu se putea spune că nu avuseseră parte și pe care o și dăduseră altora și abia aveau de gând să o dea din plin de aici înainte, fuseseră măturați și împinși înapoi și zăvorâți în întunericul din care ieșiseră. Există însă coșmaruri care nu trec odată cu somnul. Deschizi ochii, clipești nedumerit și viziunea care te-a înspăimântat nu se îndepărtează.